empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. Bă, dar tot nu l-am nimerit. Tot nu-l nimeresc. Nu-l nimeresc. Sub nicio formă nu-l nimeresc. Să fie Tandy pe Mandy, să... Na. Monitor off. Nu știam de ce am sunet și în căști de la microfon firar al naibii să fie astăzi și mâine. Monitor off. Ok. Acu' e perfect. Mă auzeam de două ori. Deja mă enervez când mă aud de două ori. E ca și cum aș bâlbâi. Bună seara, dragilor, bine ați venit la această a treia parte din al șaselea plânse de îndepărtare. Îi salutăm cu această ocazie pe minunații din spatele meu, pe Batman, pe Batman, mamă. Pe Superman și pe Clau și pe ăsta micu care nu se vede data asta, dar nu știu de ce nu se vede data asta și tremură de nervi, tremură că nu s-a auzit și nu în ultimul rând o salutăm ușa. Ce le enervează foarte mult pe Răzvan. Ce a zis? A zis game test, a zis salutare Madalina, live de acasă. Din păcate nu, pentru că ultimul test pe care urma să-l fac în acest weekend s-a lăsat, se lasă așteptat, o să-l fac în weekendul următor, pentru că am avut o sâmbătă
rea. În sensul că m-am trezit înțepenit și așa am fost toată ziua. Toată ziua. M-a durut mijlocul de nu vă puteți imagina, nu puteam să stau pe canapea, nu puteam să stau în fotoliu, nu puteam să stau la orizontală, nu puteam să stau de nicio culoare așezat pe o suprafață, dacă pot să-i spun așa. Am stat în picioare de dimineața și până pe la ora 7 când a început să mă lase. Rău, urât, foarte urât. Continue game. Să procedem. Salutare Nea Costi, salutare Alex, salutare Kate. Bun bancul din această seară, bun bancul din această seară. Am rămas, am capturat asta aici așa, am capturat-o și rămăsesem să ne ducem în punctul X, adică aici. Urmează să ne ducem în punctul X, dar am vrut să lămuresc chestia asta de ce a început să simți anii de după 40. Bro, eu mai am vreo 2 ani și schimb prefixul. Adică despre ce vorbim? Uite că, na, și cu ocazia asta ați aflat și ce prefix schimb. Dar nu e 40. În fine. Da. Ce vreau să zic? Mai vreau să mai zic ceva. Mulțumesc frumos, Alin! Mulțumesc frumos, Alin, pentru încă o donație pe care mi-a lăsat-o vineri. Îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru suport. Și de ce? A, iară să dădea pe... și da, cele de pe Revolut nu vin sub nicio formă ca notificări, pentru că nu există un sistem de notificare. Aia este, în moment de față, singurul sistem de notificare ce poate apăra pe ecran este cel streamlabs.modelian.armeanu sau ceva de Modelinux sau ceva de genul ăsta. Pentru că decât alea merg prin Streamlabs sau prin OBS sau prin pui mei alte dubioșini de genul ăsta. Sebastian, ei! Ai zis cuvântul magic, bro. Dacă mai stai până la sfârșit, Stebi, vorbim de chestia asta, pentru că... Stai și tu până la sfârșit, că nu muri pe mult. Sau intră la sfârșit, ca să vorbim de Apex și de aia. Știi ce zic? Mâine e live aniversar pe CG. Din păcate acest an, din câte am fost anunțat, nu vom avea live aniversar sau va fi unul un pic mai întârziat. Dar avem un live săptămâna asta, în afară de cele de aici, de pe Modelinux. Cum zice fata aia frumos, zice ea, am găsit un loc care să fie ca acasă. Sper că asta simțiți și voi. Eu asta simt, pentru că sunt printre prieteni. Va fi un live vineri în care vom anunța cei 10 ce merg mai departe din concursul Nvidia. Nvidia. Salutare! Uite, 2 Sebastiane acum. Acum mă încurc. Acum chiar mă încurc. Aie! După para... Domn doctor, sunt gata. M-am dezbrăcat de toate. Unde să-mi pun hainele? Aici, peste ale mele. Dumnezeule mare. Dumnezeule mare. Dumnezeule mare. Ești ceva de n-am văzut. Hai să mergem în punctul X. Hai să mergem în punctul X, că avem treabă multă. What? Sunt lucruri până înăuntru. Nu mă interesează. Și mai era un martalog aici cu care vreau să vorbesc. Martalog vorba, bine, că eu sunt martalogul, dar în fine. Saltușa, salut Mădălin, salut lumea, salut George. Simplu. E nea asta. Bună seara. Psst. Over here. Aici sunt. Sup, dude? Sup for grab, so you better get there first. Gracias. De nada. Adică, Toma aici? Păi nu că i-am treabă aici, bro. Lasă-mă în pace. Cred că n-am dat on track. Nu. Hai să... Nu, pot să... Ia, hai! Ia, ce ziceți? Mor sau nu mor? If I take off here, they'll shoot me down. Și ce dacă? Păi... Băi!
Ce taste? Nu! Nu vreau. Păi și cum coboră? Aaaa! Să-mi trag palme. Ieși când nu vezi că a dat dracii noștea în toți. De unde trage, mă? A, nu trage, se lovește cu... Treci. Unul care a căzut după ATV, mulțumesc pentru ATV, aveam nevoie de el. Unde-i, mă? Dar nu vreau să riper. Vreau să... nu vreau să... Ce-ai făcut, prietene? Las că-l iau eu. Mulțumesc. A, ăla a murit. Deja mă simt ca la... Oh, 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 oh! Ce-a lovit? Ia dă-te mă jos, dracu, că mai bine pe picioarele noastre. 99 de metri și 15 centimetri. Ce trebuia să fac aici? Make contact with Philly. Philly! E Philly! Hola, Philly! Cómo estás, mi amor? Ai descoperit mașina zburătoare? Încă nu! Philly, I'm Danny. No, 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 Philly here. Nu! Niciodată. Pot să zic că am picat... primul examen, pentru că nu am luat curba imaginară, știi, aia perfect 90 de grade. Am tăiat-o, pur și simplu, iar capitanul care am dat examenul atunci mi-a zis, ne pare rău, ați picat. Aș putea să vă întreb de ce? Nu ați luat nu ați urmat curba imaginară. Și zic, mulțumesc, am înțeles, ne vedem data viitoare. So, why are you here? I'm with Clara from Libertà. Didn't she say I was coming? Uite pe ăla micu, mă! Chorizo! Chorizo! I only see you. So why are you here? Got family to save? Got kids? No! So what do you want out of this? I want my finger off this switch. And I want to know who's gonna help me take down Castillo. Okay. You're safe now. So you're Clara's hero, huh? I'm no hero. What the fuck? That's what he said, what you are! Magic, baby. Ce tâmpit este să vă picioare. We need Carlos Montero, our backbone. His family is gonna save our land. Great! Take me to him. No, 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 no. Step one, Philly needs to love you. Step two, baby Montero needs to love you. Baby Montero? See the... Chorizo, come on, let's go back. Mititelu, unde e? Ce frumos e! She went to hit that outcast plantation east of here. She likes you, you're in. A good luck finding her. La espada, oh, man, she's a fiera. Oh. Next time I see you, I want to play with that crazy backpack, deal? No. Bună aia, Kit! Bună, rău de tot!
Să-ți explic, Bogdane, ce e curba imaginară. Curba imaginară este când ești într-o intersecție, da? Curba imaginară e așa. Deci e așa, 90 de grade. Nu așa. Da. Back to game. Mai e unul care m-a păsâit pe aici. Unde mă păsâie? Aici nu pot să intru. Dă-te mai încolo, mă, mouse-ul. Ai noroc că ai venit și tu la spartul târgului. Oh. Legendary. Tocmai aici. Bă, da. Ok, așa, asta vrem. Exact. Exact. Așa e. You are not close enough to the road. Why the hell do you say that? Huh? Ah, ochelari, înaintașii. Philly, who's this? Danny. You know, the guerrilla you tried to blow up? Frere, ai murit. What's this plantation look like? You know, cigars, white suits, dinner party, except with guns. Come on, big city hero. You're in the West now. It's a plantation. It's an old building with tobacco all around. Is Balagal her size on a lieutenant? Huh? So she's crawling inside. Who is she after? I don't know. The Monteros play quiet here. And you may actually done. Dan, te-am rezolvat. Nici măcar un pupic nu mi-ai dat. Îl zici Mihiro! Hey, Clara. In contact with Carlos Montoya? Not exactly. Apparently, I have to find his daughter first. Ah, yes, Camila. Do whatever it takes. We need the farmers behind us if we're going to take the west. Head in there now. Call you once I've met Carlos. Halt! Care tragem? Alții? Mai vreți? Bă, da! Ia, stai așa. Wow! Na, fraiere! Am schimbat ăla cu EMP-ul. Hola! Bă, 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 bă! Nu e bine ce s-a întâmplat. Dă-i scoci, dă-i scoci, dă-i scoci. Iară tank. Exact, toată viața mi-am dorit tank. Și nu e bine. Hai de capul meu.
N-avem unii ceva să-i furăm șenile lui ăsta, să-mi trag sectul. No, nu mai stau aici, mă, că nu e bine, băieți. Nu e bine, mă, mâncava așa cu voi ăștia. Trebuia să-l ademenim pe ăsta, dar ăla trage ca idiot acolo cu... Go. Move, guapo. Guapo, here. Ăla trage ca un cretin cu tancul, să-mi bagă picioarele. Cred că cel mai bine o să o tăiem, că n-avem nicio... Nu am nicio șansă. O să-i fur lui ăsta mașina, mă pun în mijloc. Stai așa. Stai! Dă-te jos! Emergency cu coana! Emergency! Dă-te jos! Trebuie lansator de grenade. O fi, dar n-am. Dă-te-i! Aoleu, ce asta, Sanie? Jnapoca, bă, băiatule. Dă-te la o parte. Pleacă! Jnapoca, bă, bă, cum a venit jnapoca, mă, ești nebun. Dane, te salut! Băi, mai aveam o șansă să-mi chem mașina și să-mi cășune pe ei. Stai, mă, dă-te-n papucii lui Hechi. Ia uite, te-am depășit, fraiere. Aoleu. Jos de mașină! Aoleu, fără gulanțe! Băi, niciuna n-are gulanțe. Ești nebun. Ce ai făcut, Madalina? Avem gloanțe. Dacă murim, să știți că să-i spuneți că am iubit-o. Sunt bun și pe pistol. Trespassing. Stai așa, trespassing, da. E aici așa odată. Uite-l pe nebunul meu. Acum nu mai vine nicio mașină. Să-mi trag palme, că... Na, am pus o mâna pe... Pare să că nu e nimeni. Uai! Pune! Să-mi trag picioare. Bine veniș, Nenecelius! Uite un fraier. Își dreng. Păi cine-mi puși, mă? Gloanțe. Mă lăiești în călcăiești. Lasă-l, mă, în pace. Nu văd, nu vă dau, nu-mi dau seama. Aoleu, a venit handicapatul ăla. Ia uite vacile, mu. Aia nu. Băi, tu ce dracu faci aici? Ia uitați-vă, ia cășuna pe ăștia. Andate. Unde fugi? Go now.
mierda! De ce tragi în crocodilul meu? Te-a mâncat pe undeva. Aoleu, vine prostul ăla iară. Hai! Hai, taia mă, delinezi! Fiți-ar mașina, dracu să-ți fie! Hai la misiune! Stop! Stop! Yellow! Yellow, red! Hai la misiune, că pierdem timpul aiurea. Aroc! Aroc și ție! Aroc și vouă! Dă-mi buncăr! Uhu! Adică... trebuie să intru aici? Nu-mi place acolo. Văd bine? To disable the alarm. Da, da. Vehiculul tău așa. Special forces. Gone. Intruso. Unde e turnul vieții? Ești fericit dacă te logai în, cum îi zice, în Ubisoft. Pentru că au fost probleme de logare grave de tot cu vreo 2 ore jumate înainte de a intra eu în live. Deci în jur de ora 4 și jumătate nu puteai să te loghezi de nicio culoare. Nu-mi place ce se aude. Cred că o să fac așa. A dat draci în tine, stai cu minte. Ia stai tu aici.
Notice of this means that the historical property which you have in the Castile family, thanks to your faithful service in preserving. Okay. Neinteresant. Unde e, mă? Să trăiască domnul Alexandru, șnapoca, bă, hai, băiatule, șnapoca, rău de tot. Aș vrea să fac o daia nebună, dar mă abțin. Unde draci trebuie să mă duc? Libertatea, gândirea, da? Profit, receive promotion, capa, tătă, de ce naiba citesc eu Dan Daratile? De jos în sus. The Castile Senior Tobacco Plantation now require an update amount of outcasts per week. Oh, ok. Thank you for considering this request. Nu, mulțumim mie că n-am făcut nimic. Cred că trebuie să ne ducem sus. La etaj. Dar nu pe aici. Clar. Ah, ba da, merge și pe aici. Aici nu-i nimeni. Bă, ăștia sunt toți morți aici. Și avem un grapple acolo. Shut the fuck up, că mă doare capul. Ce-ai pățit, băiatul meu? What the fuck is happening up there? Napoleon is pequeño. You don't want to use that name. He executed people for much less. You're going to keep... Okay. Stop! Please! Camila L'Espada Montero! Ninja style! Danny, from Libertad. You baby Montero? Baby Montero? You fucking filly. I need to talk with your father. Clara? Wants to make a deal. Clara's name doesn't mean shit around me. Bine că trecuși pe aici, nenea King. You're Carlos Montero's daughter? Please don't kill me. Oh. Tell me where your lieutenant went. Promise you won't kill me first. Caio Villarreal! Caio Villarreal! Go when you need. No, but it's enough. And him? And he's gonna tell his boss, Jose Castillo, then I'm gonna kill all of his lieutenants, one by one. Eu mor în piept, nu acolo, fata mea. All of the outcasts making that bullshit tobacco. That's for my people. And finally, he's gonna tell Jose that I'm gonna slit his throat right aquí. And that's for me. Asta da. I feel like I should write this down. Fă pipi. Tell that short little pig fuck this word was here. And tell your friends they're on the wrong team. Let's go see Papa. CX-600, da, cu siguranță, da. We'll take the horses outside. Okay. Eho! Disperato. Intruders! We got soldiers down! Intruders! Date, fata mea. The bodies you sliced up. Military's going to be on our ass. Intruders! We got soldiers down! Intruders! Touch. Venga, we got trouble. Hey. Hey, hai că v-ați obrăznicit acum. Hai că-mi vine dracii pe boia acum, rău de tot. Nu pot să trag! Unde-i mă nenorocitul ăla? Wow, chiar în fața mea! Motherfucker!
Helicopterul al cui e? Al meu? Go, 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 go! Nu e... Aoleu! Shut the fuck up! Credeam că e elicopterul meu. Cristinel, Cristinel. Of course. What the? So much for quiet. Let's go. Păi go unde? Hai. This way. Come on. Right behind you. Out. Now. No. Ia uite, mă, ce face prosta aia. Eu am fost prostul, de fapt. Ia, săraca de ea. Ia calul. Of course. Dă-te jos după cal. Unde e? Hai. Be nice, horse. Tăgădăm, tăgădăm, tăgădăm. Aoleu. Bitches. You know, bitches got stitches. Mami, o plăcerea asta nebună, mai ales pe ăștia. Că nu e frumos. Nu e frumos, e peste 2. Muha! Iară? Under the bridge, sometime. Is where I drew some blood. The bridge, sometime. La mine am mers pe cai, direct. N-am grenadă, nu știu grenadă. Is there a granata? Oh, fata asta nu mai are viață. Vino cu ace să te pansezi. Si, we're good. You ride well. You're not bad yourself. Where did you learn to shoot like that? The military academy. 16 to 21. We can use that. I also make a mean mojito. Mojito! Cholito mojito! Fata, ție scade viața, vino cu aceste pansezi. Seems like Castillo's made things pretty rough. Uite găinile! Ești nebun. De ce nu merg săgețile? Să călărești așa, așa și când tragi de... Ia uite, să duce în stânga, să duce în dreapta când tragi de mouse. Asta nu-mi place. Mierda. Am ajuns sub același pod, oare? Fata, îți cade viața, dă să te... Bă, nu vrea asta de nicio culoare. So what you're saying is, I'm fucked. I don't know. There's something different about you. You're not like the other Sclatus hand. Maybe he'll like you. Maybe. Let me show you how good I am. How far away is this camp of yours? Not far. Little chichimichi. No, no, it's okay. Getting some good cardio in. Come on. Easy. Easy busy. Let me ride. Oh, hello. What's going on? You're in the West now, guerrero. The sword and the hero. Oh, Philly. Do I lie? Not all find it, Hannah. It was all trouble, but lucky for you, this one's good. Well, you're just in time. El Jefe is making dinner.
Carlos Montero. Eso. Dale, papá. Esa jefe, claro que sí, cojones. Papá. Okay. Who were you? Scouting. Swagger. Who's that? My name is. I'm not asking you. Easy, Papa. This is Danny, from Libertad. Libertad don't mean shit to me. And where's their blindfold? Papa, look around. These are farmers, not fighters. You want Chorizo to go out and blow up Napoleon el Pequeño? Hey, leave Chorizo out of this. Our people need to learn to be a guerrilla, Camila. From us. That's why I'm here. Don't look like no guerrilla to me. Schmecker, boy. All I see is a tourist. The tourist fucks us. It's on you, Camila. He likes you. Welcome to Finca Montero, hero. Come on, Choriz. Ochii lui băiatul ăsta sunt ok, dar ochii celorlalte personaje, bă, parcă-s de sticlă, mă, băi. Mai ales fa... Ce ai, mă, de merge în reloare, ești un pic? Ia, uitați-vă ce față am. Guerrilla camp facilities, talk to foreman, to construction, to build camp facilities. Oh, dăm și în Sims. Build and upgrade camp facilities, to access various benefits, unlock different perspectives. Ok, unde e... Cam facilitatorul ăla cu verde. Ia uite și pe asta. Alo? A, da, draci, în tine, ce ai? Stai cu minte în banca ta. Clara, I made contact with him. Uite pe Chorizo, mă, bă, ce... Chorizo. Pet. Hă? FIFA... What? Ce frumos ești, du-te în moașta. Da, mă, acceptăm. Hai să vedem pe nenea asta, asta e cu facilities-ul, nu? Să termină oamenii ăștia de vorbit. Ok, Danny. Take care of yourself. Oye, guerrilla. Guerrilla camp. Build a new camp facility. Hai să vedem ce putem. Hideout network, guerrilla garrison, fishing hut. La cantina. And grand temporary buffs. You to access wingsuit and every to proceed hideout location for fast travel. Asta e interesant. Hunting pursuit to reveal the best hunting spots. Build space for fighting force for Los Bandidos. Los Bandidos! And these more recruits for... Oh, asta e, sună interesant. Use your collapse and play and point Vaxalbina. Deci ar fi între ăsta wingsuit-ul pare interesant și barracks gasolina, medicine dar nu pot să le fac pe un două arcade. Yes! Mă duc la școală! El jefe, el tăietoros. Unde? Nu, stai că nu, stai că n-am terminat. Because he's so small. Hey, look. La cantina, ah, ok. Și banditos barracks. User con laptops place vantage points to scout FND bases. Build and access wingsuit. Bă, ăsta e chiar interesant. Ok, pe un boss, pe un fire, eram game. Fishing spots, ăsta nu cred că mă interesează prea tare. Cred că ăsta e o variantă. Nu? Cred că da. Gata. Luat.
Și pot să le și upgradez din câte am văzut. Centro de refugio! Are telefon. Hideout location. Ok. Ok, aici putem să cumpărăm hărțile. Ok. Bine, perfect. That's what she said. Explosive exhala, duration, tra-la-la-la-la-la-la. Ok. Oie. Trecem mai departe. Să continuăm, nu știu dacă are efect, dar am zis să le luăm așa, să crească... Să rămâni la doamnă. I need your help to find that lieutenant. Our soldier friend said he saw Napoleon el Pequeño's private island. So you and me are going to take a boat. Sunt fer convins de lucrul ăsta, că se poate întâmpla lucrul ăsta. We take out this Singao and Jose's whole operation crumbles. But keep this between you and me, okay? Papa's got enough stress to deal with right now. Papa. Accept this. See you at the boat. See you at... Donde estás la biblioteca? Los Purcellos. Los Purcellos. Tac. Tac. I'm Lola, aka goddess of goods and gossip. I sell everything from guns to toilet paper on the black market. And none of that won't like bullshit. One, no. My problem, buy some... Shut the hell up. Oh, los cocorigos. Benito, you like being a pirate again? You need resources, intel, allies. Los cocorichos. I'll send you. So, you want to join the fun? Think your bird is a champion? I don't know. We will find out. Stai brei un pic, unde mi-e birdul? Birdie nam nam. Zloba. Garpon. Poisonous rounds. Nu vreau. Soft target rounds. Workbench. Ha, ha. Grill mountain. Flip cars on impact. Și asta nu e la fel? El claxonito. Hai mă, pe bune. Bă, pe ce e mă asta? Fast and furious or what the hell? Ia de aici. Și a doua, ia de aici. Gata. Journal. Nu. Amigos. Amigos. Rides. Collection. Unde e Los Papagalos? El Rato. Ia mă, hai să vedem la mișto așa. Haide mă. Dă-i Los Croco... Ca. Ca el ju. Dodge. Bă, ești prost. Păi ce dracu e Mortal Kombat? Los Crocodilos. Asta lipsea. What's this? A champion enters the ring. Can anyone compete with the vicious claws? Vezi ce mă crăcănesc de râs acum, că nu cred că, cred că o să ne luăm căpăceală. Fight. What the fuck? Băi, ești nebun? Jucala nu va merge, prietenii mei. Nu merge. Băi, ești nebun? System. Options. Gameplay. Presets. Controller. Keyboard and mouse. Bă? Key bindings, tra-la-la-la-la, unde-i cajul trubluies? Holster, transport, horse, angelito. Dude, what the hell? Cockfighting. Claw leap. Bă, stai așa. Lasă-mă bre, că am înțeles. Jucală, dar nu face nimica. Uite. Uite.
Trebuie să-l folosești în combinație cu ceva, că nu înțeleg. J-ca-l, 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 j-ca-l. Nu face nimica. Să moară bibicul. Nu face nimica, mă. Ia uite. Stai, bre, că nu merge. Uite, du. Nu face nimica, băi, ești nebun. Să-mi cinci exit foto, lasă-mă la dracului, doamne, iată-mă. Bă, bă, bune? J-ca-l, 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 j-ca-l. Forfait, dă-te-n papucii mei, lasă-mă în pace. Aia, vrăjeală, ci că așa s-ar fi întâmplat. Nu s-a întâmplat așa. Nu s-a întâmplat, domne, așa. A fost prostie. Nu știu de ce dracului m-am mâncat pe mine. Papasito, pă... Los Crocodilos. Ești să dai restart la minigame. Se îmbrăcite. E iubire maximă între ei. Listen, Carlos. I know you don't trust me, or Clara, or Libertà. Well, the other little come mierda she sent. And I don't blame you. We have no history here. You're right. What else you know? I know that Napoleon El Pequeño stole your land. I know that the poison he sprays on your fields is killing your people. Am fost the... I know that you are sick. And you would rather die than ask for help. Don't throw anything away that you can use. The depot where they store the poison. Burn it to the ground. The dusters. Let's spray the tobacco. Rip them apart. The fumigators in the fields. Kill them all. You got it, jefe. Send me a postcard. El Chochomicos. I'll send you anyone I rescue. They will be happy to stick it to Anton. Soon, you'll have your own little pirate army. Benitos Bandidos. Warbench. Nu mi-a plăcut aia cu EMP-ul, sub nicio formă, așa că o să înlocuiesc. Where the fuck is... Nu mi-a plăcut aia cu... Aici nu s-a mai dat drum, nu mai nimica. Muzzle. Opa! Size different weapon noise. Size... Very quick to overheat. Very quick to overheat nu e bine. Nu e bine. Short range sight. Short range sight. Slice zoom short. Ăsta vreau. Ok. Până aici am rezolvat-o. Și aici... Quick overheat. Hai să vedem cum arată, că nu prea, nu știu de ce. Hai să schimbăm și asta, că deja e penal. Atâtea semne de întrebare. Supremo. Supremo... El Impulso, nu? Exterminator. Și aici, incendiary device to spread fire. Avem altceva? EMP grenade. Nu! Mă oferesc de aia, scap de tas, de dracu și dau de tasul. Dynamite. Ok. Mods. N-avem mods. Lasă-l pe ăsta. Nu, ăsta am zis. Equip. Sidearm. Mods nimic. Right weapons, right materials, nu ne interesează. Tu ce faci, mă, aici? Ce vinzi? Sărmâinile. Nu vinde nimic aia. Ia uite, nu știu, cu capul.
Io mi chiamo Mariano. Unde mergem? Aici. Prima oară. Și după aia vedem noi. Stai că... Nu, dă-te jos! Stai că vreau să văd asta. Ok. Ok. E bine. Localos, Los Calos. Să luăm Los Calos și să mergemos. Vamos. Ce rucsac mișto are, mă, să vezi ce rucsac mișto să -mi iau eu. Zici că vrea să-i fac o vită. Aoleu. Aoleu. Yes. Așa te vreau. N-am ratat ieșirea. N-ai GPS în jocul ăsta? Calul să se întoarcă. În următoarele peste 300 de metri faceți la dreapta. Ar fi o idee. Cine ți-a zis așa? Calul. Și ai încredere în el? Păi cal, mâncați. Ia uzi. Cade distanța. A noroc. Papa's not so good with technology. He asked me to send you a photo of what the poison looks like. I've messed with poison before, but that's real thoughtful of him. I wouldn't go that far. Papa doesn't trust outsiders, but I've seen what you can do. Check the photo. And show him you know what the fuck you are doing. Carlos, it's Danny. Danny from Libertà. I know. I think I forgot or something? No, I just didn't know if... Forget it. I'm coming up on some what of Castillo's poison. Look for yellow containers. Dusters and fumigators got the poison too. Okay, I'm on it. No bun. Poți să mor pe ăsta? Yeah. Ai curul mare, tu, e clar. Ciurdește. I see a medic. I see a medic tu. A nebunit câinele lui ăsta. Băi, ești nebun. Oie, papei! Nu pot să intru, mă, pe poartă. Să-i surprind! Nu se așteaptă să intru pe poartă și eu să-i surprind. Nu, așa. Nu merge. Unde dracu pot să intru, mă, pe aici? Nu pot să... Bă, ești prost. N-am făcut cea mai bună alegere ca la sărăcia asta ambulantă. Bă, ești nebun la cap. Ia să... Ia treci, mă, sus. Era o găurică? Aoleu!
De ce crezi că m-am sunat, m-am suit aici, oare? Can't shoot this alarm. Bet those animals would do real damage out of their cages. Păi... Nu facem noi treabă. Don't need more soldiers here. Silent baby. Hai, ieși și tu. Hai, noroc. Și tu? Hai, mă, că nu e greu. Hai, du-te-n papucii mei. Nu te mai duce, că i-am făcut. Nu vreau ăsta micu, bă, nu vreau să, nu vreau să, să-mi trag palme, deci nu. Deci nu vreau câinele ăla să, și bă, să-mi moară bibicul dacă nu... Vine la mine, bă, nu vreau. Stai, mă, cu minte, te rog eu frumos, că nu vreau. Aia e altceva. Uai, ce m-a speriat să-mi trag palme. A dat draci în tine, stai cu minte. Și mai era una aici. Acum întrebarea mea este, pă doamna Pumă, stai aici. Nu fi proastă, că îmi place. What? E un prost sus acolo. Nu e sus, e în... ce faci, mă, acolo? You can find poison containers, tobacco farm, around tobacco valley. Să nu zic, trebuie să... De ce am plecat eu? De ce am fugit de aici? Că e clar ce trebuie să fac. Trebuie să... Cel mai bine... De aici. Nu vreau. Facem drăcărie. Ia. Pleacă naibii de acolo. 23. Și cu asta... Cam atât. Nu? Stai, mă, cățelule, cu mintea, mai taci odată. Nu mai era niciun lucru când am văzut pe aici. Și a zis băiatul meu că nu mai... Mai e una aici. Taci odată!
Și gata, 439 de metri pătrați, hai. Încoace e cel mai aproape. Ok, o să chemăm... O să chemăm grăbuirea vieții. Mulțumesc! Da, bine, bine, ok. Dă-te la parte că am treabă. Shut the fuck up. Yami? Înseamnă că e mâncare bună. I can't handle you. You can't handle one of me. Ah, fuck you, it's a shitty joke. Just look Yami up. Oh, mi chorrito, mi chiquito. Ia de aici. Ia de aici. Vino dracu încoace, unde te duci, nebunule? Mi like it. Dă-te-mi papucii mei. Mi gordito. Atențion. What the f- actual, aoleu. Trebuie să mă duc departe ca să vin aproape. Okidoki. Da, mă, m-a zăpăcit ceasul ăsta. Cum stau și eu 5 minute? Cum să ia de mine? Ce faci, prăpăditule? Ia uite unul acolo. Il prăpăditos. Și mai e unul care m-a văzut. Ăsta se bate aici. Cu cine se bat? Cu rațile. Ia. Tovarășul meu cel mai bun. Unde ești, mă? Nu pot să folosesc asta în sus, așa? Ha, ha! S-a întâmplat ceva.
Opa. Why does no one just fucking text? What is this, the 90s? Aici era ceva de luat. O geantă. Am luat o geantă. Și asta? Vă mulțumim că ați ales Sanchez Fields a 2-7. Yay! Mă, dar ce sunt alea galbene? Stai așa, că mi-a venit acum. A, acolo. Dar ce mi-a rămas... De ce mi-arată asta? Trebuie să bușesc asta? Ia să vedem. Am dat pe lângă, evident. Un prost. What poison destroyed? And one step closer to earning the old man's trust. Ce mi-arată asta aici? Ce mi-arată? Că nu înțeleg. What the fuck? Ua, repede-i! Hai numai, vii odată! Întoarce-te-i! La mine o să-ți fie bine. Ia fi atent. Jdren! Explorador! Dar mai e asta aici. Nu știu ce mi-arată asta aici. 34, ce vrea? Opa, am pus-o. De ce e cu roșu? Nu-mi place că e cu roșu. De ce e cu roșu? Shut the fuck up. Anti-aeriană. Shut the fuck up. Și... Păi și cum fac astea să fie al meu? Vreau ăsta, eu! Al meu! Al meu! Mă pun cu fundul pe el și trag. Pare să că am luat uraniumul ăla. Și acum ne vom îndrepta spre zona periculoasă. Crezi tu că mai sunt galbene pe aici? Păi nu mă sui eu în turnul de control. A, uite-le, le-am văzut. More poison up in flames.
I bet Carlos will. Și acolo mai e, frate, dar unde e puii mei? Unde trăiți, ar? Unde e? Nu e. Ca să pot să plec cu elicopterul, am înțeles ideea. Aici mai trebuie să... Nu mai e niciun butoi să mă vorba aia în ele. Unde sunt butoaiele? Că am ieșit în zona cu aia. Aia ce e? Vreau eu, ce e asta? Fur eu tot. Pe afară nu e, cu siguranță nu e pe afară. Am avut parte două, vrei să zici că am avut parte scurt, așa, de două baguri? Ușa e închisă. Clar, nu poți să intri. Butonul de motorină. Pe care o să-l bușesc acum. Și evident că mă freacă la melodie că... Mă freacă la ridiche, că vezi, Doamne... Unde ești, mă? Sniper on Overwatch. Un pic sus ca să cadă glonțul în cap. Mă sui aici. Wow! Nu, e clar. Nu e niciun butoi. Văd butoaie în depărtare. Nu e niciun butoi. Să-mi trag palme cu piciorul. În zona asta nu mai e niciun butoi. Ok. E aici o... Dă-te, mă! Collect medicine. Collect all. Wow, păi nu trebuie să te ratez. Dă numai mitraliere! Pentru că le-am distrus bow care sunt. Boss, n-am tras eu. Pe cuvânt de onoare că n-am tras eu. Să mor că n-am tras eu acolo. A tras antiaeriana, da, bă, să-mi bag picioare dacă nu. I-am tras în fund! Uite-l acolo. Bă, pleacă de aici. Pun antiaerian. Nu e vorbele nici lângă steagă aici, nu e. Ia să mă duc eu în treaba mea, în tabăra cealaltă, că mai sunt 19%, adică trebuie să fie... Opa! Mai rog. Dă două ori pe lângă și odată în cap.
Încerc și eu marea cu degetul, doar. Te salvez eu imediat, păpușa. Dacă te pui cu crocodilul meu, vezi, prostule, ce se întâmplă? Da, asta nu bubuie, băga mea și picioarele în ea de mașină, că mă enervează maxim. Ia de aici. Aia era. 9%? Băga mea și picioarele, pe dacă știam, stricam eu supremul, nu? Mamă, 1000 de catralioane de metri. Am intrat în zona interzisă, trespassing. I am trespassing, bitches! Da, de ce e așa de partea ăla? Aici n-am fost? Pare se că nu. Dar vom fi. Pare se că mai avem 5%. Eu quieres munición. Munición, quieres munición. Mio Dio. Ce mi-a dat? Mi-a dat pe dracu să mă ia. Suta la suta. Completed. Yeah. Vreau munițion. Carlos, it's done. Good. Let's see if Napoleon el Pequeño gets the fucking message. I got more work for you. Come back to camp. Trying to get lost, tourist. Dacă era 1884, mai înțelegeam. Da, 1894, 1880, 1879. Let's go to the road. Aleargă-mă, puturosule. Și să vezi că nu poate să-mi ducă mașina aici, pentru o să-mi zică că nu e la road. A, ah, uite-mi prost. Let's grab a ride. Aici? Sau aici? Aici? Este departos. Vreau să mergos con le machinas ca să mă obișnuiesc cu ea. Yeah, și ce ai de ești așa de obosit? Vamos.
Mă enervează că... Mă enervează că... Mai nu poți să vezi de afară mașina. Și eu nu prea sunt obișnuit cu dudele astea. Adică nu sunt obișnuit deloc. Cu view from car. Eu tot ce e cu mașini joc numai de afară. Parcă-s de la prost. Mi se pare mult mai ok. Mi se pare că pot să controlez mult mai bine mașina. Nu știu de ce. Dacă am volan, spre exemplu, nu am niciun fel de problemă să joc din mașină. Dacă nu am volan și joc din joystick sau din tastatură și... Nu! Trebuie să fie... Aoleo! Să-mi trag palme, băgam iași piciorul cu tancul tău! Ia! Scuza-mi, Chiquita, ai avut o problemă cu mașina, cu motocicleta. Sincer, nu mi se pare că e imersiv. Sub nicio formă nu mi se pare că e imersiv. Chiar nu. Da. Dar de ce mă ia halul ăsta păcolite? O să văd iară tancul, mai mult ca sigur. Oh, oh, oh. Yay! 7 lucruri. 7 lucruri. Păi nu sunt ele toate 7. Bine revenit! În familia de oameni trăzniți și serioși. Deci suntem și așa și așa. Cine nu se simte să ridice mâna. Ce se întâmplă? Bă! De ce s-a întâmplat chestia asta? Ideea este că sistemul ăsta are Windows proaspăt instalat. Proaspăt. Proaspăt! Și acum eram sigur. O ține morțiș acum cu partea asta de sincronizare a salvărilor din cloud, de nu e adevărat. O ține așa parcă e de la prost. Da, știu că știu, George. Bă, pe bune, deci e Windows 10 pe ăsta, bro. Shut the fuck up, că mă enervez acum. Sunt plin de spume. Fix scoate aburi. Fix. Bă, ești nebun. Așa am pățit un pic mai devreme când am încercat să intru în joc. Era și Răzvan lângă mine. Cred că am dat de vreo 7-8 ori try again, try again, try again și îți dai seama în momentul în care merge, îți dai seama că ai apăsat try again și merge instant câteodată. Adică nu așa. Eu de 20 de minute aștept să conectez. Bro, pe bune?
Despre ce vorbim? Vreți să vedeți ceva mișto? Vreți să vedeți că nu se mai conectează prostul ăsta? Sunt curios și eu. Când o să vină ziua aia în care tot o să meargă brici? Eu sunt optimist de felul meu. Nu o să-mi pierd niciodată optimismul atunci când e vorba de gaming. Sper că o să fie o zi în care publisherii, pentru că publisherii sunt de cele mai multe ori de vină, o să le vină mintea la cap. O să le vină mintea la cap și o să zică, bă, pentru noi nu mai contează banii. Contează gamerii. Contează utilizatorul final. Ce produs îi dăm și în ce stadiu sunt serviciile noastre. Practic, în momentul de genul ăsta, totul mă contrazice pe mine. Absolut tot ce s-a întâmplat mă contrazice. De la sincronizarea salvărilor, până la faptul că nu se conectează sub nicio formă această minunată platformă, ce o perioadă bună de timp a mers bridge. Nu, sunt optimist. Sunt optimist. Sunt atât de prost încât sunt optimist. Înțelegi? Am încercat să mai fac live un aniversar pe CG, mulțumesc anticipat. Bro, în proporție, ce știu în momentul de față este că nu se face. Din diverse considerente. Sunt foarte mulți din cei ce au participat în anii precedenți, ce nu că n-ar avea premii, au premii fără niciun fel de problemă, dar nu pot participa din cauza multor din asta, cum se cheamă, online. Zi. Cum îi zice, mă? Cum îi zice, întâlniri online cu producătorii de afară și le au la niște ore extrem de tâmpite. Din câți am adus în anii precedenți, decât doi au zis, da, nu e niciun fel de problemă pentru că sunt de-ai noștri, sunt români și... Bro, închide conectul și deschide-l iar. Păi ce crezi că am făcut adineaură, Alexoiule? L-am închis și l-am redeschis. Uite-l. Nu mai e în bar aici, este decât ăsta care... Adică se vede de la o poștă că e instalat Windows proaspăt. Se vede la o poștă, da? Pentru că nici astea nu ar trebui să fie. Uite, l-am deschis un pic mai devreme și la fel. Looking for patches, initializing și acolo încetează. Și nu... Adică să faci la aniversar numai cu... decât cu doi invitați, nu este ceea ce am făcut în anii precedenți. Și nu e ok. Chiar nu e ok. Chiar nu e ok. Hai, dă-mi aia cu... că nu pot să mă loghez. Nu, bro, nu o să fac niciodată chestia asta. Cu Uplay Cloud Gaming, nu. Sincer, nu. Aia e. Nu o fac. Sub nicio formă. La fel cum nu o să fac nici cu... eu la fel cum nu o să fac cu nimic. De ce crezi că am renunțat la GeForce Experience? De ce crezi? Practic, în moment de față nu se mai întâmplă absolut nimic. Sunt curios dacă aici mai e ceva. Ce căutați voi? Ce căutați voi?
Da. So what? Deci asta e cu asta e cu, cum îi zice, cu, o să fac altceva, cu live-ul aniversar. Într-un procentaj destul de mare e posibil să nu se țină, dar asta e cu totul și cu totul alt discuție. Na, aia e. Să fie sănătoși. Ideea este că, e bine că mi-ai zis că există probleme. Crash-ul ăla, nu știu de la ce ar fi putut să fie, habar n-am și mai vagă idee. 836, anyway, mai aveam aproximativ 10 minute, hai să văd eu dacă, să mă liniștesc. Eu. Ha. Opa. Live aici o să fac decât joi săptămâna aceasta. O să mai fac decât joi săptămâna aceasta. Vineri nu, pentru că vineri o să fie live-ul de pe PC Garage cu live pe PC Garage cu prezentarea celor 10 ce merg mai departe în concursul Nvidia. Voilà, a rămas ceva înțepenit. Ca să ne înțelegem. Pentru cei care zic că, bă, câteodată nu rămâne câte ceva înțepenit. Uite, n-am făcut absolut nimic. Absolut nimic. Absolut nimic. I-am dat restart sistemului, dublu click Ubisoft Connect și a intrat cam brânză. Ideea este că acum chiar intră cam brânză tot. Asta să înțelegeți și voi, că din cauza unor lucrări în spate foară. Câteodată rămâne cât un serviciu din ăsta, ci că nu e ascuns. E ascuns, rămâne activ, indiferent de launcher, indiferent de Steam, indiferent de EA, indiferent de Ubisoft Connect, indiferent de Epic, indiferent de orice. Și nu se mai inițializează de nicio culoare. Și nici nu îl vezi. Aia e. Da, nu știu cine m-a pomenit. Chiar nu știu. Da, am făcut. Am luat calculatorul și l-am dus un pic mai încolo. M-a înjurat Arcade să-mi bat picioarele, era apă. Apă, a, Arcade. Ai prins-o? Nu ai prins-o. Bun, deci ideea e că live voi face decât joi, vineri, din păcate nu. Pentru că, a, și nu mi-a salvat ăla, nu? Da, nu l-a salvat. Hai să-l ducem măcar acolo și să închidem după aia. Vineri nu, pentru că nu știu când se va termina live-ul de pe PC Garage. Sâmbătă și duminică ultimele teste și aștept să-mi vină și biroul și... Wow! Să-mi vină și biroul și gata. Ne apucăm cu amândouă mâinile de la ora 8. Deci în momentul în care să vedeți de la ora 8 live-ul setat, atunci să știți că fac de acasă. Si? Claro que si. M-am ascuns de tine. Nu m-ai văzut, prostule. Bă, aici sunt prea mulți ăștia. Ia să plec eu de aici, că nu e bine. Apa, apă. Na-na-na-na-na-na. Hai să vedem ce e aici. Poate mai dă crash odată, nu dă altceva, dar ar fi frumos. Măcar să fie așa de final. Ok. We are taking a lot of risks for one lieutenant. You want to complain? You can't swim. Bogdane? Nice boat. Nu te-a înjurat nimeni în seara asta? I stole it. Papa taught me how to wire tractors when I was a kid. Boats aren't so different. Hey. Hai, Marquette, chiar așa de rău sunt să-mi trag cu oameni pe bune? Chiar în halul ăsta? Papa took me fishing once, south of Costa del Mar. He's a hell of a rancher, but a shit fisherman. No patience, couldn't cast.
kept snagging his line on the bottom, even hooked himself in the lip. Got so pissed he threw a stick of dynamite in the water. Killed a lot of fish, but also put a fucking hole in our boat. We swam 5 kilometers back to shore. All these boats stopped to help, but Papa told them to fuck off. What does this have to do with Carlos being sick? Montero gets help, it's the day hell freezes over, Danny. Coño, you Monteros are stubborn. Not me, just Papa. Sure, sure. Unde mă duce asta? Asta mă duce undeva, mă las în mijlocul aici. Mă mănâncă rechinii și aia. See? That's how he got elected. Yes, and a lot of us voted for him. Aha, we believed in his promises. We thought it was going to be like the old days. Bro, îți doresc din tot sufletul să mergi odată în dreapta cu mine și... îți garantez că nu o să dai de mașină și o să zici PAMANT! Așa cum fac alții. Eu pot să încep, dar cum? Bogdane. Bă, unde mă, ce tanti e asta? Pe insulă! Mergem! So Carlos doesn't have a plan? His plan is don't tell anybody. Asta mult să te gândești la întrebarea asta, nu? Ok. Don't trust anybody either, especially your own daughter. Just fucking react to whatever Napoleon el Pequeño throws your way. He's old school. Reminds me of my headmaster in the orphanage. Strict, tough as shit. But if he liked you, he had your back for life. Hmm. That kind of thinking is gonna get us all killed. We can't keep reacting to Jose. It's not working. We need to try new things. Be agile. Stay one step ahead of that little hijo de puta until he's dead. I'm with you. Good answer, Danny. Acum, merg în dreapta, conduce aceea. Nu știu. Doamne Dumnezeule. Mă, ce cu părul personajelor din filmul ăsta? Părul feminin al personajelor din filmul ăsta, din jocul ăsta. Smoking Mexican. De stau așa. Tabaco out here has been vivido. Can't even smoke our own anymore. Ia uite. Come mierdas. Ia dacă fixativ prea mult. Jose Castillo! Shit. Que pasó? Mă scuz, n-am știut. Lo veo y no lo creo. What's he doing? He's with the lieutenant we were looking for. Looks more like a scientist. Este cosa ya. No. La Iarbas Verdes. Miru! Te-am văzut mai devreme cum ieși să-i dăm cutie ușor așa. Stai cu minte, că vreau să... Bă... I need to know where that scientist is going. What the fuck? Am greșit. Let's go. Cucu. Maybe his friend by the helicopter can help. Cucu. Cucu. Nu mă vede nimeni. Hai de bre să stăm. Lasă, hai să terminăm aici. Gata. What? Ah, mi-a mai dat încă două prăpădite de armăciuni. Care era... Oh, shotgun. Nu e prăpădită, nu e chiar așa prăpădită și... un mini trașcaletă de asta, de o tragică de mental. Jurnalul. Aici n-am încă evenimente cu doamna Carla. Clara, pardon. Dar poate o înlocuim asta. De ce o dă jos între scene? Nu știu. De ce o dă jos între scene? Întrebarea e. De ce o dă jos între scene? Da, bun. Hai să trecem pe ecranul mare. Trebuie să dau și asta jos, că pui mei. Ce-am de jocuri și de publisher, că poate își revin și ei la un moment dat. Și voi m-ați contrazis că prea sunt așa și prea gândesc eu așa. Bă, așa am fost tot timpul, așa gândesc tot timpul, optimist, cât se poate de optimist. Da, eu tot sper la un moment dat că... cineva, un publisher, pentru că dezvoltatorii de jocuri își fac treaba așa cum trebuie și o facă ei. Dacă ei se duc la publisher și spun, ne mai trebuie 2 luni, nu, vreau să lansați acum, de ce? Bani.
Ok. Dacă vreun publisher din ăsta vreodată se trezește la realitate și zice bă, pe mine mă interesează produsul final și mă interesează utilizatorul. Sper și eu la sper ca prostul, știu lucrul ăsta, dar aia e. Nu ai evenimente cu doamna clară, dar îți dorești, așa e? Așa e, eu din prima seară am vrut să o ating, dar nu m-a lăsat. Mi-aș dori la un moment dat să avem parte de un joc fără niciun fel de problemă la lansare, un joc fără bug-uri, un serviciu, un lansator, cum sunt astea ale noastre, Steam, Ubisoft, Epic, EA, Blizzard, să nu aibă niciun fel de probleme în ziua lansării. Eu îmi doresc multe, eu încă sper că se vor rezolva la un moment dat toate lucrurile astea și că publisherile o să fie ok. Nu știu. Sper din tot sufletul să nu bușească ăștia Diablo 4. Am văzut niște chestii foarte mișto făcute de către dezvoltatori cu sunetul și cu toate celelalte. Eu sper multe și nu știu dacă o să se întâmple, nu știu dacă o să se întâmple așa ceva vreodată, nu știu. La fel cum sper ca Alder Lake-ul, seria 12 de la Intel, să fie exact așa cum se zvonește, pentru că DDR5 o să fie extrem de puternic. DDR5 o să fie extrem de puternic și pe cine o să ajute foarte mult. O să-i ajute foarte mult pe cei care fac editare foto video, editare foto intensă, pentru că cei care folosesc fișiere de tip RAW, fișiere foarte mari la editare video, acolo procesorul grafic este tartorul pentru preview. La fel cum se întâmplă și în softurile de tip 3D. La fel, procesorul grafic este acolo trebuie să fie unul foarte puternic. Și Procu e important în modelare 3D. La gaming nu știu cât de mare o să fie impactul dacă îți construiești o platformă completă cu DDR5. Nu am nici cea mai vagă idee. Sper ca ai mei colegi de la Product Management să reușească până în, cu toate că nu cred, s-ar putea să fie tranșa a doua, sper până în lansarea de pe 4 noiembrie să ne facă rost și de o placă de bază cu suport pentru seria 12, dar cu suport pentru DDR4, ca să putem să facem comparații între una și cealaltă. Eu cred că inițial or să se lanseze procesoarele cu memorii XMP6400 sau 4000 default XMP, cel mai mic XMP 4200, 4600, 6400 cel mai mult. Cred că prima tranșă de plăci de bază suport pentru Alder Lake o să fie cu DDR5, iar a doua tranșă, nu știu dacă anul ăsta, dacă nu chiar următorul an, disponibilitate mă refer, o să fie în ianuarie. Mi-ar plăcea să fie amândouă, dar din câte am înțeles până acum, Alder Lake-ul la lansare o să fie numai cu plăci de bază cu suport pentru DDR5. Și cred că o să fie un procesor extrem de puternic. Alder Lake-ul. Cred. Pare-se că o să fie frecvențele de unde au rămas, dacă pot să-i spun așa, DDR4. Atenție, nu frecvențe overclockate, adică 4200. Cred că de acolo pleacă
4200 și se ajunge pe undeva, în primă fază o să ajungă maxim 6400, 6400. Ce să faci cu viteze de 6400 XMP, serios, acum sunteți noi ca publisheri, așa, sunt ei cu banii. Nu, bro, chestia asta o să se simtă, Arcade, la procesare foto. La procesare foto, pentru că acolo procesorul și cantitatea de memorie și, nu în ultimul rând, cantitatea de memorie și frecvența la care rulează memoria respectivă sunt cele mai importante. E vorba de transfer de date în timp real. Pe Photoshop contează foarte mult cantitatea de memorie RAM și frecvența acesteia. Chiar da. Și pe legea de bază o să mai aveți compatibilitate cu DDR4. O să fie, din câte am înțeles, o să fie pentru utilizator, o să fie două suport și pentru DDR4 și pentru DDR5. Adică o să iasă un model cu DDR4 și o să fie și un model și cu DDR5. Asta nu pare că cei care vin cu 10690, pentru că 10690 o să fie în prima fază pe piață. Nu știm când o să fie producție de bază cu chipset mai pentru buzunarul tuturor. O să fie și DDR4 și DDR5. Adică o să fie cu DDR4 și cu DDR5. Nu o să fie combo-uri. Nu o să fie combo-uri. Și atenție, dacă vă spun, uitați-vă atenți la specificații. Uitați-vă atenți la specificații, că se pare că sloturile au aceleași dimensiuni, iar acea cătare este în același loc la DDR5. Ce se întâmplă dacă pui DDR4 pe DDR5 și DDR5 pe DDR4? Practic bușești memoria. Cam asta e. Practic bușești memoria. Nu, oho, cu OC o să ajungă la 7000-7500. Te înjur, asta pentru că nu ai fost în live-ul de marți când am dat acea știre cu 8000. S-a ajuns la 8000 cu overclock. Pentru că stau bine memoriile de DDR5, chiar se overclockează mult mai lejer decât de DDR4. Voltajul am înțeles că o să fie la 1.1. Latențe foarte mari. Dar aia e. Da, nu, Cătălina, nu o să fie pe aceeași placă. În momentul în care s-a făcut trecerea de la DDR3 la DDR4, au fost niște plăci de la Astro Combo care aveau sloturi și de DDR3 și de DDR4. Au ieșit repede de pe piață pentru că îi bulversaseră pe toți utilizatorii, punând pe placa de bază atât modulele de DDR3 și achiziționând DDR4 și puff the Magic Dragon. Le-au scos repede de pe piață pentru că nu au vrut să bage în ceață pe toată lumea. De data asta, la trecerea de DDR4 de DDR5, nu o să mai fie plăci de bază cu combo. O să fie Z690 cu sloturi pentru DDR4, Z690 cu sloturi pentru DDR5. Dar eu, de asta vă ziceam, uitați-vă atenți la specificații în cazul care vreți să schimbați platforma. Uitați-vă atenți la specificații, că dacă vreți memorii cu DDR4, plăci de bază cu suport pentru DDR4, trebuie să vă uitați la specificațiile tehnice ale plăcii de bază să scrie suport pentru DDR4. Atenție mare de tot! Atenție mare de tot! Nu. Pentru că e vorba de voltaj diferit, ce crezi că se întâmplă? Bogdane, îți zic eu, să pârlește! Și ba mai mult decât atât, în diagramele pe care le-am văzut pe internet vis-a-vis de magistral, de cum se duce curentul pe DDR4 și cum se duce curentul pe DDR5, îți garantez că se ard. Pentru că sunt circuite diferite. Caută diagrame de DDR4, caută diagrame de DDR5. Și o să vezi, dacă le pui una sub cealaltă, o să vezi că din pini ele nu mai pleacă, să zicem, nu mai pleacă drept, pleacă așa, spre alt chip.
spre alt chip, spre alt chip. Ce se întâmplă oare dacă îi dai voltaj și el se duce pe alt circuit față de ăla inițial? Nu e potential, e 128 de giga. Așa. Bini, bini. Bini de tot. Ba mai mult decât atât, am înțeles că de data asta e ECC implementat. Deci e mult, mult mai ok. Mult mai ok. Asta am zis și în momentul în care am trecut de la 1.51 la 1200. Pentru că am zis, bă, e mai mare procesorul, s-ar putea să nu meargă prinderea anumitor sisteme de răcire. Din câte am înțeles de data asta, sunt anumiți producători care deja menționează că în pachetul produsului, și aici vorbim de răcire, există, sper să, există și sistem de prindere pentru 1700. Uite la Noctua, spre exemplu. Da, știu, s-a închis camera. Uite la Noctua, spre exemplu. 1700. Hai că... stai acolo, Deadpool. Imediat. Ia uite, m-am uitat să iau bacteria. Imediat. Haide, mă. Ok. Hai, mă, Modeline, ce ne arăți acolo? Că ia uite ce picturile dracului sunt acolo. Păi, relativ simplu. Hai să vedem ce înseamnă ăsta. Socket compatibility. Ce e ăsta? Mount required. Ia uite. NHD15S. Deci e hai să zicem, e clar despre ce vorbim. În momentul în care scrie free of charge, e clar. Zice bracket suplimentar pentru montajul pe LGA 1700. Dacă la D15 scrie NMI17XX MP83 Mounting Kit Required Free of Charge, despre ce vorbim? Da, nu scad din performanță. ECC-ul este error correction. Are dreptate, Cev. Iar cele care sunt cu roșu, e clar că nu pot fi montate. Tot ce este... La Noctua e foarte simplu și sunt ultra profesioniști din punctul ăsta de vedere. 12 US mount required. Deci, practic, este... Nu, sunt mount diferit, sunt sisteme de prindere diferite. MP78 și... Ok, kit cu totul, MP83. Ah. Ok. Socket compatibility LGA 1700. Punct. Și aici am pus punct la toate întrebările voastre. Deci ăsta este MP83 și mai era MP78. Probabil la asta este vorba de sistemul de prindere între... N-am nici mai văzut. Mounting pitch. With 78 mm mounting pitch. Ok.
Iar asta este cu 83 mounting pitch. 83 mm mounting pitch. Ok. Da, deci am lămurit-o. Practic, în momentul în care o să iasă pe piață 1700, o să trebuiască și un mounting kit pe care, în mod normal, ar trebui producătorii de sisteme de răcire să îl ofere gratuit. Sau pentru modelele care ajung pe piață să fie inclus în pachetul cu accesorii. Pe piață, adică din luna, sfârșitul lunii noiembrie începând. Da, foarte frumos în partea lor. Bravo, bravo lor. Aia e. Da. Da, Cipri, în mod normal așa ar trebui să fie. Bună ziua, am schimbat platforma, am acest cooler. Am nevoie de mounting kit pentru că nu pot să montez ventilatorul, nu pot să montez coolerul pe placa de bază. Scurt. Da, a venit femeia de servici. Iar cele care nu țin, cred că e vorba, nene vocabular, cred că e vorba de care n-au suport. Cred că despre asta e vorba. În momentul în care ești cu piecul roșu, înseamnă că, bine, astea sunt pe AM4. Astea sunt AM4. Ce caută? Au modele speciale pentru AM4, am uitat. Deci alea care sunt așa, pa la revedere, dragă. Aici s-ar putea să fie o problemă și îi cred pe cuvânt de onoare. Vezi tu, ăsta este sistem de răcire pe orizontal. Uită-te la dimensiuni. E un pic cam imposibil să-l faci pe ăsta cu un mounting kit să... Na. Era în Far Cry 6, dar am ieșit. Am ieșit acum 20 de minute. La fel cum este și ăsta, practic tot ce înseamnă orizontal nu este suport pentru... Nu va fi... Nu vor fi suport... Nu e suport pentru... cum îi spune... Pentru LG1700 Intel Xeon. Da, e normal într-un fel. E cu totul și cu totul altă mâncare de pește. Dar ăsta AM4. Ok. Dar avem model, este U12S și pentru Intel. Deci practic la astea care nu sunt suportate, ori sunt pentru Xeon, ori sunt pentru AM4. Că în rest, ce e ăsta? U14 TR4, 4189, Xeon, TR4. Deci tot ce este strict pentru AMD sunt bifate cu roșu. Xeon. Deci ce în lista lor de compatibilități sunt băgate, sunt conform ce spune aici. Trebuie să primești și mounting kit pentru 1700, iar ce este cu roșu sunt pentru ori pentru Xeane, ori pentru AM4, ori pentru TR4. Punct. O să fie fun, o să fie ultra fun. Iar dacă procesoarele sunt cum se zvonește și cum se vorbește pe internet, atunci Intel-ul revine în cărți. Bine, nu o să pună presiune pe AMD, pentru că AMD urmează să lanseze și ei noile procesoare cu LGA, pentru socket LGA. N-au cum să pună presiune pe cei de la, AMD. Dar e bine totuși că există ceva competiție și e bine că totuși ai de unde să alegi. Ai că, nu știu, vrei un i3. Vrei un, eu știu, altceva. Și încă o chestie, nu cred că o să vină din prima, nu cred că o să fie prezentate și i3-urile. Cred că o să vorbim de i5, i7, i9.
Stai poftă, Cev, stai poftă. E ok să pun Windows 11 pe un Ryzen 5 1600, dar ce are? Ce are? Ce are? Băi, sistemul de operare e ok. E ok. Eu am mai dat niște teste și sunt diferențe de frame rate cum Windows 10, Windows 11. În unele cazuri este mai sus cu 2-3 FPS-ul, cu 2-3 cadre pe secundă. În altele cazuri este la același nivel, în altele cazuri este sub. Deci e așa, fluctuează. Dar e ok, ca sistem de operare e ok. E ok și interfața e simplă. Bine, cum sunt, cum a fost regândit UI-ul, te bagă un pic în ceață, dar până când te prinzi despre ce e vorba în propoziție și până când te obișnuiești cu el, pentru că device manager este sub altă formă, manager este manager partea de asta că nu vine în cap, de administrare. Managerul ăsta e numai dacă dai click dreapta pe this PC, computer management local, pardon, aici unde poți să îți ștergi partiții și alte nebuni de genul ăsta. E simplu, e ok. În prima fază, ca la toate sistemele de operare care au apărut de la Microsoft, fiecare ediție, a fost, eu nu o să fac așa ceva pentru că nu o să mă obișnuiesc niciodată. Serios? Și acum, de când au tăiat suportul pentru Windows 7, nu a trecut pe Windows 10? Suport, mă refer pe partea de Bitdefender și alte nebunii de genul ăla. HDR-ul, da, e da, bine de tot. E da, bine de tot partea cu HDR. Mai vreau să mai zic o chestie pe care am găsit-o de curând. Dar am uitat-o acum. Bătrânețile, firea dracu de bătrâneț să fie. Vis-a-vis de Windows 11. Sigur mi-aduc aminte până mâine și o să spun mâine în live-ul de pe PC Garage. Dar e ok. Apropo, asta vreau să zic. Atenție mare de tot la site-urile care vând Windows 11 pe 32 de biți. Atenție mare de tot. Să nu vă luați cumva țeapă. Să fie un Windows 10 pe 32 de biți cu UI schimbat, deci modificat. Windows-ul să fie modificat. De ce spun lucrul ăsta? Și o spun în surse cât se poate de oficiale, pe care cu siguranță le-ați văzut și voi și le-ați auzit și la mine în episod de vineri. Nu există Windows 11 32 de biți. Nu există. Și nici nu va exista. Nu există și nici nu va exista. Punct. Încercați să vă jucați cu Arch Linux și nu vă mai trebuie Windows, părerea ta. Da, are dreptate Bogdan aici. Vă recomand și eu să aruncați o privire spre Arch Linux, că s-ar putea să vă schimbați părerea vis-a-vis de sistemul ăsta de operare, ce foarte mulți cred că este întortocheat, încălcit, nu poți să te joci jocuri și alte nebunii de genul ăsta pe el. Încercați-l, o să vă schimbați un pic optica în ceea ce privește sistemul de operare Linux. Da, nu există Windows 11 pe 32 de biți. A apărut deja pe internet. Vând Windows 11 32/64 de biți retail. Și sunt niște prețuri de... Ok. Da. Asta nu pot să spun. Asta nu bag mâna în foc de chestia asta. Bun! Dragilor, vă mulțumesc din tot sufletul pentru că ați fost din nou alături de mine și m-ați suportat. Ne vedem joi, începând la ora 7, acilea. Mâine ne vedem pe PC Garage TV și vorbim despre lucruri, adică despre ce s-a mai întâmplat în ultima perioadă de timp, atât
pe partea de știri dedicate hardware, dar și pe partea de știri dedicate gamingului, pentru că astea două se îmbină și e o armonie nebună între ele. Doamne, ce poet pot să fiu, Mădălina, la ora asta. Nu, sunt foarte obosit. Mijlocul se pare că m-a lăsat și asta nu poate decât să mă bucure. Doamnele, ajută. Sebi, bine că ești aici. Întrebai tu ceva la un moment dat de eSports și de Apex. Ești nebun, zău. Da, te stimez, trăiți-a ție. Te stimez. Pentru că ești aici. Sebi, întrebai tu de Apex și întrebai și de... O să mă apuce pandarii la un moment dat să joc cu voi sau alături de voi Apex. Am mai încercat printre primele live-uri pe Twitch cu Adi și nu mai știu cu cine eram atunci. Da. Chiar da. O să jucăm. Pe bune. Vorbesc serios. Apex. Fortnite. Hai că știu că ți-a venit un gust amar în gură și ai făcut... Da. Încercai și pe ăla. De ce să nu încercai și pe ăla? Mi-ar plăcea totuși. Mi-ar plăcea să și Rainbow Six Siege. Dar... Nu mai am reacțiile pe care le aveam odată în pui mei, reflexele pe care le aveam odată și cum mă așteptam, cât de rapid este jocul ăla și ce reflexe trebuie să ai, Dumnezeule. Asta e. Ce să fie pe bani? Nu e nimic pe bani. Ce să fie pe bani? Da. Vă aștept mâine împreună cu Răzvan să vorbim despre lucruri. Aici s-ar putea câteodată să o mai iau și pe arătură când e vorba de știri din astea sau discuții din astea cât se poate de libere. Miercuri, mailbox-ul, joi, începem cu ora 7, ne vedem aici. Și vineri ne vedem cu pe PC Garage TV să vă spunem care sunt cei 10 care vor merge în etapa a doua, practic care sunt cei 10 persoane ce vor primi laptopurile, adică Legion-ul, Lenovo Legion 5 Pro, pentru a le face review. That's it. Aia. Vă pup. Vă respect și ne vedem taman joi, așa, în formatul ăsta. Până atunci, vă doresc din tot sufletul să aveți o seară cât se poate de liniștită, nu agitată cum e femeia electrică de serviciu și cam atât. Mii de mulțumiri, ne vedem joi. Ciao, guys, bye! Save me to a world of silver.
fights and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly.